Referitor la drumul TNT, în momentul de față, Vladul la cunoștință nu este recepționat. Echipa de implementare a proiectului, împreună cu constructorul, avem toate sesizările făcute și remedierile care trebuie să făcute pe acest drum. După ce vor fi făcute toate remedierile, ținând cont că au trecut două ieri și traficul a fost foarte intens, atunci echipa de proiect, cu managerul de proiect împreună cu constructorul, va procede la recepționarea acestui drum. Deci nu recepționăm drumul până nu este în parametri foarte buni. Prima plată. Mai sunt și de plată 9 milioane de lei, deci până nu rectifică tot ce este de rectificat, nu o să facem plată. O să mai fie și o ședință pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și valoarea totală a investiției respective, deci tot în cadrul unei hotărâri, unei ședințe extraordinare a Consiliului Județean, deci nu este terminat. Până nu va fi conform proiectului executat, nu o să recepționăm. Nu suntem atât de creduri pe cât credeți dumneavoastră, dar suntem foarte atenți. Aveți speranța că va ajunge la stadiul de a fi așa cum trebuie, cum este menționat? Cu siguranță, constructorul trebuie să facă drumul așa cum scrie în proiect. Cu toate remedierile. Eu nu sunt inginer constructor, dar am încredere în echipa de proiect. Sunt ingineri din cadrul de specialitate și ei vor monitoriza și superviza toate lucrările care se vor face pe acest drum. Eu am încredere în soluțiile pe care le vor găsi și constructorul și ingineri din cadrul echipei de proiect. Eu nu sunt inginer constructor. Dacă ei își asumă toate aceste remediere, atunci înseamnă că drumul este făcut corespunzător. Vorbesc pe cei care nu știu ce-i cu drumul acela. Circulă camioane de foarte, foarte mare tonaj, mult peste limita admisă. Da? Vreau să vă spun că tot greu și majoritatea cerealelor din Ucraina au circulat pe același drum. Majoritatea, pe porțiunea de vorbit între Ianca și Vizor, nu? Bă, deci s-a depășit. Pe sensul de mers către Constanța. Da, pentru că 22 ani nu sunt probleme. Nu, dar nu e asta problema. Eu aș propune să facem cumva încât să verifice tonajul la folosirea drumurilor județene. Nu știu cum, dar ar trebui verificate toate camioanele, toate aceste tiruri care circulă. Eu am văzut, din întâmplare mă pricep, nu sunt notar, nu sunt jurist, dar se vede un camion când are încărcătură mult mai mare decât masa actuală, care are boie mai mult de 8 tone pe axă, cred că nu are boie, 40 de tone. Camioanele care circulă pe acolo, vă spun eu, și nu numai pe acolo, și pe drumuri naționale. Sunt mult. Păi nu. Pentru că noi ca neam așa suntem, nu știu cum, nu am nimic cu ucrainienii. Dar dacă legea e una, nu poți fi legea pentru transportatorii români să fie de 8 tone pe axă, iar pentru transportatorii ucrainieni cât poate să încarce camionul. Părerea mea. Pentru că am observat, vă spun direct, la stații la centură, lângă stația la centură, toată ziua, bună ziua, adică toată ziua. Își fac oamenii treaba. Nu am văzut nici un camion ucrainean oprit să fie verificat. Vă pot arăta și pe camere. În decursul a luni de zile. Pe când toate camioanele, tirurile, toate, cât pot fi oprite. Deci nu putem trata cu o unitate de măsură conducătorii auto-români cu altă unitate de măsură alți conducători auto. Că sunt ei ucrainieni, ruși, chinezi, francezi și alte categorii. Dar aduce discuția și mai departe. Dar mai departe... Dacă plătești și vinietele pe aceste... Cum? Dacă plătești și vinietele... Cred că nu plătesc așa taxe. Nu știu cum e, dar nu e în regulă.